În acel timp, venind în părțile Cezarei lui Filip, Iisus i-a întrebat pe discipolii săi zicând: cine spun oamenii că este Fiul omului? Ei i-au spus: unii, Ioan Botezătorul, alții, Ilie, alții, Ieremia sau unul dintre profeți. El le-a spus: dar voi cine ziceți că sunt? Atunci Simon Petru a luat cuvântul și a spus: tu ești Hristos, Fiul Dumnezeului cel viu. Iisus, luând cuvântul, a spus: fericit ești, Simon, fiul lui Iona, căci nu carnea și sângele ți-au revelat aceasta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu îți zic, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui. Ție îți voi da cheile împărăției cerurilor. Dacă vei lega ceva pe pământ, va fi legat în ceruri, iar dacă vei dezlega ceva pe pământ, va fi dezlegat în ceruri. Cuvântul Domnului. Iubiți frați și surori, sărbătoarea Sfinților Petru și Paul la Roma este o sărbătoare veche. Datează din secolul al IV-lea, înainte de a fi apărut acolo sărbătoarea Crăciunului, ca să vă dați seama ce vechime are și ce importanță avea această sărbătoare și are în continuare la Roma. În această zi erau prevăzute trei sfinte liturghii. Una se celebra în Bazilica Sfântul Petru, alta se celebra la San Paolo Forile Mura, Sfântul Paul din afara zidurilor, și alta în catacombele Sfântului Sebastian, unde pentru o vreme osemintele celor doi martiri au fost ascunse pentru a nu fi vandalizate. Petru este din Betsaida, fratele lui Andrei. Andrei l-a condus la Iisus. Se presupune că au fost ucenicii Sfântului Ioan Botezătorul. După ce l-au întâlnit și pe Iisus, el s-a stabilit la Cafarnaum și acolo se vor desfășura multe evenimente din viața lui și împreună cu Iisus prezent. Petru, în toată Evanghelia sau în toate Evangheliile, apare deseori în preajma lui Iisus și are un rol primordial. Ia cuvântul, vorbește numele celorlalți, de asemenea, e cel care, știu, încearcă să-l salveze pe Iisus atunci când era amenințat de un pericol. În fine, are un rol, deci, de protagonist. E cam primul printre apostoli, intervine, vorbește și caută să-și salveze cumva și onoarea în numele celorlalți. După înviere și înălțarea lui Iisus la cer, profilul acesta de protagonist, de primul dintre apostoli, se profilează și mai mult, se întărește și mai mult. Acest profil va fi consemnat de toate listele apostolilor din vechime, unde îl au pe Petru primul, deci pe prima poziție. Sigur, și cuvintele care le-am auzit astăzi în Evanghelie și altele care există de asemenea în Cartea Faptele Apostolilor, subliniază acest rol principal al Sfântului Apostol Petru în colegiul celorlalți apostoli. A trebuit să ajungă în cele din urmă la Roma și acolo să-și mărturisească credința lui în Iisus Hristos prin jertfa propriei vieți. S-a jertfit pe sine pentru credința în Hristos, credință pe care, în anumite circumstanțe, în viața publică, după cum știm, Petru a oscilat în a o mărturisi, mai ales în ceea ce privește legătura lui cu Iisus. În timpul patimii, în fața unei simple femei de la curte, a spus că nu-L cunoaște pe Mântuitorul. Acest amestec de contradicție, de fragilitate, de slăbiciune, de eroare, de alunecare, de frică și, pe de altă parte, cealaltă atitudine a lui puternică, deci de fidelitate față de credința în Iisus, Fiul lui Dumnezeu, îl caracterizează pe Petru. Unii văd mai mult partea aceasta a fragilității lui umane, cădările lui, păcatele lui, alții se concentrează mai mult asupra forței, puterii cu care el a mărturisit credința, fiindcă a rămas fidel, cum am spus, până la moarte și s-a jertfit pentru această credință.
Sfântul Apostol Paul era din Tars. El a fost mai întâi un persecutor al creștinilor, apoi a devenit discipolul lui Iisus, apostolul lui Iisus. A efectuat 5 călătorii apostolice, începând de la Antiohia, în mai multe localități din Turcia de astăzi, a ajuns în insula Cipru, a ajuns la Roma prin anul 61, acolo a fost arestat, a rămas până în anul 63, apoi probabil a efectuat o ultimă călătorie în Spania, dar s-a întors la Roma, unde a murit și el în timpul persecuției lui Nero. Potrivit izvoarelor istorice, ambii au murit în aceeași perioadă, dar nu chiar în aceeași zi. Sfântul Apostol Petru, în anul 64, probabil ceva mai târziu, dar nu mult, și Sfântul Apostol Paul, tot în timpul acestor persecuții. Sfântul Petru, din umilință față de învățătorul său, a fost răstignit cu capul în jos, a cerut să fie răstignit cu capul în jos, iar Sfântul Apostol Paul, fiind cetățean roman, nu putea fi răstignit și de aceea a fost decapitat. În iconografie, în arta sacră, cei doi sunt reprezentați astfel, Sfântul Apostol Petru cu cheile în mână sau cu o singură cheie, iar Sfântul Apostol Petru cu o sabie. Și în statui, și în icoane, sau tablouri, sau, eu știu, frește, sunt reprezentați în această manieră. La Sfântul Paul este clar, adică acea sabie arată felul în care el a murit, adică noblețea lui, sau știu, faptul că era cetățean roman și a fost decapitat, nu a fost răstignit. Dar jertfa rămâne jertfă. Și de aceea el este considerat unul dintre părinții apostoli fondatori ai bisericii. Sfântul Apostol Petru, în schimb, este reprezentat cu cheia în mână sau cu cheile în mână, care, după cum am auzit astăzi în Evanghelie, reprezintă puterea aceea de a controla intrarea și ieșirea din împărăția cerurilor. Lucrul este cumva oglindit într-un text mai vechi din cartea profetului Isaia, capitolul 22, unde se vorbește despre dregătorul, înaltul dregător de la curtea regelui David, care avea aceste chei și putea să închidă ceea ce era deschis sau să deschidă ceea ce era închis. Acest înalt dregător avea o funcție de prim-ministru în cadrul regatului lui David. Și cam la fel are și succesorul Sfântului Apostol Petru, Sfântul Petru și succesorii lui. Deci un fel de funcție de prim-ministru în împărăția cerurilor, unde cel care guvernează, cel care domnește, cel care conduce este Hristos. Iar Papa, împreună cu apostolii săi, sunt cei care sprijină această guvernare sau această împărăție prin slujirea lor. Sigur, se referă această putere pe care o primește, autoritate pe care o primește Sfântul Apostol Petru, la mai multe aspecte ale guvernării lui sacre. Prima, să zic așa, știu, zonă în care se simte puterea lui Petru și a succesorilor săi, apropo, prin paranteză, Papa Francisc este cel de-al 267-lea succesor, așa, al Sfântului Petru. Prima zonă în care se reflectă această putere a cheilor, papilor, este zona, să zicem așa, a puterii de ordin, adică ceea ce au preoții, puterea aceasta de a schimba pâinea și vinul în trupul și sângele lui Hristos, adică au puterea să controleze Sfânta Liturghie sau sacramentele în general. Ține de statutul papei sau al succesorului lui Petru. A doua zonă este cea a jurisdicției, adică el poate să-i dea unuia o parte din puterea pe care o are și să o exercite în altă zonă, în altă parte a bisericii. Poate să o dea, poate să o retragă și așa mai departe. Și nu în ultimul rând, papa poate să, de asemenea, să dea documente sau scrisori sau enciclice sau, mă rog, să intervină pentru a păstra statutul credinței și moralei în comunitatea ucenicilor lui Iisus, adică în biserica lui Iisus. Această, deci, cheie sau cheile acestea reprezintă puterea pe care Hristos i-o încredințează lui Petru, iar Petru, mai departe, succesorilor săi, deci se transmite de la un papă la celălalt. Cum se face că ei au murit în aceeași, să zicem, în aceeași cetate, în același oraș,
în aceeași perioadă și sunt celebrați în aceeași zi. Nu s-au cunoscut ei prea bine, să recunoaștem asta. Pentru că în scrisoarea către Galateni se vorbește la un moment dat despre cearta care a existat între Petru și Paul. Acolo Petru încă mai manifesta, să zicem așa, o rezervă față de cei care nu proveneau din iudaism și pentru ca să devină creștini și să se boteze cerea mai multe condiții. Și atunci Paul i-a spus că e cam ipocrit, pentru că spune una și practică altceva, stătea la masă cu cei care îl acuzau cumva pe Paul că este prea deschis spre păgâni sau spre cei care nu erau din iudaism. Și s-au mai întâlnit încă o dată la Roma, acolo unde, de fapt, au fost martirizați amândoi. Dar ei reprezintă pentru biserica din Antichitate, cum am spus, un fel de imagine a întregului colegiu apostolic, ei doi, Petru și Paul. De aceea sărbătoare este și în Biserica Ortodoxă, adică în toată biserica, biserica tradițională, biserica apostolică. Și au avut un rol extraordinar. Adică nu există biserica lui Iisus pe fața pământului care să nu aibă în calendar și sărbătoarea Sfinților Petru și Paul. Erau, cum am zis, imaginea, sinteza întregului colegiu apostolic. Pentru că au mărturisit credința în Iisus și și-au dat viața pentru această credință. Gestul lor, jertfa lor, a devenit jertfă fondatoare, întemeitoare pentru Roma și pentru comunitatea credincioșilor din Roma, apoi a întregii biserici. Acum, ce putem noi să reținem din propunerea acestei sărbători aici la București? Astăzi nu suntem la Roma, deci nu sunt patronii acestei biserici, sunt patronii cumva orașului Roma și ai bisericii de acolo. Dar ce putem noi reține din această propunere de model de credință pe care o ilustrează Petru și Paul? Mai întâi, pasiunea lor pentru biserică. Dacă ați fost atenți, în Evanghelia de astăzi, Iisus a spus: pe această piatră voi zidi biserica mea. Piatra ca piatră, să spunem așa. Se referă la credința lui Petru, nu la păcatele lui, nu la slăbiciunile lui, nu la, eu știu, caracterul lui, așa, spunem, destul de încăpăținat, ci se referă la credința. Aia este piatra pe care se zidește biserica lui Iisus. Dar acest apel, acest atribut, a mea, biserica mea, este biserica lui Iisus. Cine astăzi, în contextul criticilor care apar la adresa bisericii și catolice și ortodoxe și așa mai departe, mai poate să meargă cu fruntea sus, zâmbitor, și să spună: asta e biserica mea și mă simt bine în ea. Recent a apărut o carte cu Iisus al meu, știți? Tot așa, deci se încearcă un fel de așa atribuire propriei persoane, o instanță, dar acolo e vorba despre altceva. Însă aici, biserica mea, care este biserica lui Iisus, este biserica întemeiată pe credința lui Petru, pe jertfa lui, clar, și a Sfântului Apostol Paul, care au plătit cu prețul sângelui credința lor în Hristos, și pe caracterul acesta unitar și universal pe care îl are biserica, pentru că e în jurul unui apostol, a unei mărturii. De aici unitatea, deci în jurul lui și papa, sau ceea ce se traduce în limba română părinte, că asta înseamnă papa din limba latină, înseamnă părinte. Unii mei spun papei Francis și Santo Padre în italiană, sfinte părinte, pentru că asta înseamnă papă, de fapt. Deci papa are misiunea aceasta de a coagula în jurul său mărturiile de credință ale tuturor și a le da un caracter unitar, în același timp și universal. El este un succesor al apostolilor, de aceea biserica are dintr-o dată aceste caracteristici de unitate în jurul unei stânci, care este un apostol care mărturisește credința în Hristos până la sfârșitul vieții lui. Are caracterul apoi de universal sau catolic și de asemenea apostolic. Ei bine, dar ce caută Paul? De ce vine Paul astăzi în sărbătoarea aceasta? Pentru că mulți au spus: dacă păstrăm credința într-un cadru legal, instituțional, așa cum este biserica, cum am spus, cu puterea aceea de ordin, de jurisdicție, de a controla afirmațiile de credință, de morală, credința riscă să se usuce și devine așa searbădă sau, să zic așa, prea rigidă. Nu se mai îmbrățișează cu bucurie.
Și era nevoie de libertatea, de spiritualitatea, de prezența Duhului Sfânt din Sfântul Apostol Paul, care să dea viață și vitalitate bisericii. Prin Apostolul Paul, credința capătă și o conotație individuală, nu individualistă, individuală, adică se personalizează. Așa? Și pe de altă parte devine un fel de atracție, de fascinație, pentru că este trăită în libertate. Ca să mă exprim așa un pic mai tehnic, adică eu aici o tensiune între instituție și carismă. Petru și Paul ilustrează două dimensiuni ale credinței noastre. Nu poți să fii de capul tău așa cu credința, spune, am eu un contact direct cu Dumnezeu. Bine, dar trebuie să treacă și prin instituție. De aceea, într-o anumită măsură și Petru are libertatea pe care o manifestă Paul, într-o anumită măsură și Paul are, să spunem, fidelitatea lui față de biserica instituție pe care o slujește Petru. Și biserica lui Iisus, biserica mea, cum spune Iisus, este această biserică unde există tensiune rodnică, dătătoare de viață, între instituție și carismă, adică între lege și libertate, între, să spunem, dogmă și frumusețea trăirii, mărturisirii în viață. Ei bine, de aceea sunt puși în aceeași zi și devin modele de trăire a credinței pentru a putea să vorbim și noi mai departe despre Hristos. Fiindcă a-l imita pe Petru și pe Paul astăzi, sigur, în afară de a mărturisi credința verbal și prin participare la sacramente, se mai așteaptă ceva, se mai propune ceva, și anume să vorbești despre Hristos. Cum au vorbit ei? Au fost extraordinari. Deci niște oameni care au străbătut lumea în lung și în lat, lumea cunoscută de atunci, ca să vorbească despre Hristos, să spună despre dânsul. Iată de ce Sfântul Apostol Paul, când se întoarce din călătoria din Spania, la Roma, și în perioada asta scrie scrisorile către Timotei, cele două scrisori, vorbește despre mi-am păstrat credința, face un fel de bilanț al vieții lui. Mi-am păstrat credința, am luptat lupta cea bună, am ajuns la capătul drumului, la capătul alergării, spune. Deci se apropia de moarte, simțea că moartea este aproape. Ei bine, să avem și noi inspirație din aceste cuvinte și mai ales din aceste fapte ale apostolilor fondatori ai Romei, și să încercăm să ne aplicăm nouă toată această învățătură și să ne întrebăm în ce măsură Biserica lui Iisus este și biserica mea, adică una, sfântă, catolică și apostolică, și în ce măsură sunt dispus să dau mărturie despre Hristos în orice prejurare, așa cum au fost cei doi apostoli Petru și Paul. Dacă despre dumneavoastră s-ar putea spune cândva, nu știu, acum sunteți unii mai tineri, unii mai în vârstă, dar dacă s-ar putea spune cândva la fel, că v-ați păstrat credința, că ați luptat lupta cea bună, atunci când v-ați apropiat de sfârșitul cursei vieții dumneavoastră pământești, veți fi fericiți precum Paul și Petru. Așa să fie. Lăudați să fie Iisus Hristos.